Țara poveștilor de Steven Sander. Au fost odată de mult trei vrăjitoare surori, frumoase și bune la suflet ca pâinea caldă, ce se juriseră de mici a săvârși numai fapte bune. Astfel, ele descântau de de ochi, făceau vrăji împotriva bolilor de toate felurile, ba mai făptuiau și farmece celor care nu izbuteau a se înțelege, încât se dusese vestea despre ele peste șapte munți și șapte văi, dacă nu și mai departe. Nu era zi de la Dumnezeu în care să nu vină la ele oameni de pretutindeni cu diferite necazuri, cărora nu le pretindea decât câte un bănuț de aramă și asta numai de la cei avuți. De altfel, tot ceea ce le prisosea, dădeau copiilor sărmani, că pasămite vrăjitoarele îndrăgeau tare mult pe cei mici, dar cum nu aveau voie să se mărite pentru a nu-și pierde puterile, ajutau și ele cum puteau pe cei oropsiți. Cu toate astea, copiii de prin așezările vecinele ocoleau cu teamă casele și nici nu le călcaseră vreodată pragul. Necăjite din această pricină, într-o seară, au ținut sfat de taină pentru a vedea ce e de făcut. N-am mai stat în apropierea unui copil," a spus mâhnită cea mai mare dintre ele, de nici nu mai știu când. Mi s-a făcut dor de râsetele lor," a zis și sora mijlocie lăcrimând. Pare-se că părinții nu-i lasă să vină la noi." a spus supărată cea mai mică dintre ele, și asta chiar că nu mai pricep. Știu bine doar că îndrăgim copiii și pe mulți am ajutat să-i aibă. Ce-ar fi să facem ceva pentru a trece pe la noi de bunăvoie? Și a spus cu părerea sora cea mai mare. Da, dar cum anume să facem asta? Eu zic, a vorbit într-un târziu sora cea mică, să le spunem când vin pe la noi câte o poveste. Ce bine zici!" au convenit într-un glas surorile mai mari. Pe lângă povești, plănuie să le dorim și ceva care să le placă," a mai zis Mezina. Așa ai surat-o! Eu, a spus la cea mare, am să le dăruiesc celor ce îmi vor asculta poveștile câte o desagă plină cu dulciuri din cele mai bune. Iar eu, a sărit bucuroase sora mijlocie, am să le dau celor ce îmi vor asculta poveștile câte o desagă cu jucării dintre cele, dintre cele mai frumoase. Cum cea mai mică dintre ele nu spunea nimic, mijlocia a întrebat-o într-un târziu. Tu ce -ai vrea să le dăruiești surioară? Apoi eu, mă gândeam că atât de multe povești cunoaștem încât nu am avea niciodată vreme să le spunem pe toate. De asta eu o să le dau celor ce o să le placă poveștile spuse de mine câte o desagă plină de cărți, în care să se afle cele mai frumoase basme din lume. Tare mie, a spus sora mare, că nu să se prea înghesuie copiii la casa ta surato. Și eu zic să te gândești a, la a le dărui altceva, a zis și sora mijlocie. Ba, eu cred că, în afară de dulciuri și jucării, copiii au nevoie și de povești care să le înfrumusețeze visele. Faci cum crezi că e mai bine, surato, au spus surorile mai mari într-un glas. După cum hotărâseră, a doua zi au dat de veste ce și cum și, spre înserat, s-a făcut că la casele lor au venit mulțime de copii îndemnați de povești, dar mai ales de dulciuri și jucării. Aflând care ce dăruiește, așa cum era și de așteptat, la casa surorii mai mari și la cea a celei mijlocii s-au dus toți copiii. Și uite așa, seară de seară, casele surorilor mai mari erau pline de prichindei, pe când casa celei mici era pustie, nu-i călca nimeni pragul. Surioaro, a zis una dintre ele, văzând-o dusă pe gândul, poate că ar trebui să le dai altceva decât cărți. Lasă, lasă, că știu eu ce fac. Nu e cu putință să nu fie măcar un copil căruia să-i placă darul meu și asta e prea destul pentru a-l răsplăti într-un ținut unde să prindă rădăcini adânci. Văzând că nu scot la capăt cu ea, surorile cele mari au lăsat-o în voia ei pe sora cea mică. Dar, într-una din seri, la marginea așezării, unde și aveau cele trei vrăjitoare casele, a venit un copilandru colbuit, ce părea a fi tare ostenit de drum. Am auzit, a spus el după ce a dat binețe, că pe aceste locuri s-a aflat trei vrăjitoare tinere și frumoase, ce știu a spune povești dintre cele mai frumoase. Așa-i, așa, -i, așa -i, au spus cele trei surori într-un glas. Nu care cumva voi sunteți? a mai întrebat copilul. Ba, chiar noi, a răspuns una dintre ele. Apoi aș vrea să rămân aici o vreme și să le ascult dacă nu vă e cu supărare. Vino la mine, a spus sora cea mare, și pentru fie ce poveste ce-ți va place, îți voi da câte o desagă cu dulciul Da, eu mă mulțumesc și cu un codru de pâine, să știi. De vrei, a spus și sora mijlocie, vină la mine și îți voi dărui pentru fiecare plăcere ce îți va plăcea câte o desagă cu jucării. Ce zici? Eu îți mulțumesc, dar mă pricep am meșteri singur jucăriile de care am nevoie. Ei, păi dacă e așa, a spus și cea mai tânără dintre vrăjitoare. Haide, rămâi la mine și îți voi da pentru povestea ce-ți va plăcea mai mult și mai mult o desagă plină cu basme dintre cele mai frumoase. Ei, asta chiar că-mi convine, a spus prichindelul nespus de bucuroș, că aș fi nevoit să stau vreme îndelungată pentru a le asculta pe toate. Așa am să le citesc singur când mă voi întoarce la ei mei. Dar de unde ești tu, copile?" l-a întrebat vrăjitoarea mulțumită că, în fine, se găsise cineva să-i calce pragul. Ia de tare de departe!" Și la ce îți e de folos să știi povești?" a mai vrut ea să afle. Păi, se spune că în ele ar fi cuprinse adevăruri de mult uitate și tare aș vrea să le aflu înțelesul," a răspuns copilul. Dar tot nu pricep la ce îți va fi de folosință, că doar lumea s-a schimbat." Apoi eu, eu mi fiu de împărat și atunci când voi ajunge mare, mi-aș dori să cârmuiesc după legile străbune, mai ales că împărăția în care viețuiesc nu este prea întinsă, ba mai are și hotarnici haini. După cum îl promisese, cea mai tânără dintre vrăjitoarele surori l-a luat pe băiețe la casa ei și, după ce l-a omenit cu de toate cele, i-a spus cea mai frumoasă poveste pe care o știa. Mai apoi, văzând că băiatul i-a plăcut, i-a dăruit de saga promisă, plină cu cărți de toate felurile. Când ai să ajungi împărat, să-mi dai de veste, a spus ea atunci când copilul i-a mulțumit și a dat să plece. Să știi că așa am să fac. Și, spune povestea noastră, vrăjitoarea cu pricina mai că uitase întâmplarea când, în fața casei sale, s-a oprit într-o bună zi o caleașcă împărătească din care a coborât un flăcău chii pe ce a dat binețe și i-a zis așa că nu mă cunoști, eu mi țâncul căruia ai dăruit razita cu povești. Acum sunt împărat și am venit pentru a te ruga să mergi cu mine." Dar ce ți veni?" Aș avea mare nevoie de o vrăjitoare bună și înțeleaptă ca tine în ținutul pe care îl cărmuiesc. M-aș învoi, a spus vrăjitoarea, dar nu pot să mă despar de surorile mele. Da, păi ia-le și pe ele, dacă vor. Da, de ce vrei să ne strămuți în împărăția ta? A mai vrut să știe vrăjitoarea. M-am gândit că la așa o frumusețe de împărăție, numai poveștile adevărate lipsesc. Cum vrăjitoarea îl îndrăgise din prima clipă pe copilandrul ce venise pe vremuri la ea, nedorindu-și decât cărți cu povești, n-a stat prea mult pe gânduri și, după ce s-a sfătuit cu surorile sale, a urcat toate trei în caleașcă, plecând cu împăratul cel tânăr căruia îi plăceau basmele. Ca un făcut, zice-se că acea împărăție s-ar fi aflat taman cam pe unde neamul nostru viețuiește și azi. De asta poate, fie ce loc al acestei țări își are povestea sa, ce trebuie numai scoasă la lumină de supraful tării, știut fiind că vrăjitoarele cele frumoase și bune au născocit între timp și alte povești. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!